Investițiile făcute cu cap aduc bani grei. O parte dintre vasluieni aleg să achiziționeze bijuterii din aur, mai ales că în prezent valoarea unui gram este de aproximativ 145 de lei. Cei care au posibilitate cumpără aur, mai ales având în vedere că acum am înțeles că se va mai scumpi aurul. Că cine are bani și poate și știe cam care-i cursul, investesc cel mai ușor în aur, că este metoda și posibilitatea cea mai avantajoasă în cazul în care rămâi fără un bănuț sau la un necaz, la așa, poți oricând să reinvestești. Alții aleg să investească în apartamente. Agenții imobiliari spun că varianta este una profitabilă atât timp cât investitorul este foarte atent la prețurile ce alternează pe piața imobiliară. Mai avantajați sunt cei care închiriază locuințe. Da, este o investiție bună, la ora asta cel puțin. Dar trebuie avut în vedere și ceea ce intenționezi să faci mai târziu. Pentru că dacă te gândești să cumperi un apartament, să-l vinzi mai târziu, trebuie să fii foarte atent la prețul de achiziție, pentru că nu o să mai obții profiturile alea exorbitante de aproape 100%. Poți cumpăra un apartament pe care să-l închiriezi, un apartament cu două camere complet mobilat și utilat, în Vaslui, să închiriază cu 200-250 de euro. Deci, până la urmă, e o sursă de venit clară. Potrivit agenților imobiliari, o investiție avantajoasă o reprezintă achiziționarea terenurilor. În această perioadă, foarte căutate sunt suprafețele mari de terenuri agricole, care însă sunt și foarte greu de găsit.